Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou video, eu sunt Pană și astăzi o să vorbim despre un subiect foarte, foarte important în fotografie și în videografie și anume lumina. Astăzi vreau să vă prezint două lumini de la Zhiyun, pentru că așa am înțeles că se pronunță și nu Zhiyun, cum zice majoritatea românilor. Și ce să mai, să începem cu unboxing-ul. Nici nu știu care dintre lumini se află aici. Să o dăm pe asta puțin deoparte. Avem aici conținutul gentuței. Bineînțeles că gentuța e foarte mișto. Pardon, asta e bateria. Deci primul lucru pe care îl găsim în cutie este o baterie, un handle grip mai exact. Încărcătorul pentru alimentare la curent de 220. Un mini reflector care este foarte mic. Și bineînțeles lumina, care, să fiu sincer cu voi, este extraordinar de mică. Să vă fac o mică comparație, este efectiv cât telefonul. O să pun și un cadru mai apropiat pe care să-l vedeți. Deci e de două ori mai groasă decât un iPhone 12. Și din ce spun cei de la Zhiyun, aceasta are o putere de 100W, ceea ce este enorm. Și mai ales pentru faptul că este portabilă, o face cu atât mai versatilă, să o poți folosi absolut oriunde. Am conectat bateria, totul simplu, foarte ok. Are o construcție foarte mișto. Se vede LED-ul aici. Ia să vedem, să o pornim. Chiar este foarte puternică, vă spun sincer că nu mă pot uita în ea. Ia să o dăm mai încet. Deci, la momentul de față, suntem la 10%. Și cam așa arată. Ca să vă dați seama de setările pe care le am eu pe cameră, avem un timp de expunere de 1:50, un F2.2 și un ISO de 1600. Și aceasta este lumina la 10% putere. Dacă îi punem reflectorul acesta, bineînțeles, puterea va fi un pic mai mare, pentru că se concentrează lumina mai mult. Chiar sunt curios de părerea voastră și pentru faptul că e doar la 10%, rămân uimit. Ventilatorul n-a pornit, presupun că este ceva inteligent în momentul în care se încălzește, pornește. Ca și greutate, cred că are undeva la vreo 700-800 de grame, după cum o simt. Bateria, ca să vorbim un pic și despre baterie, este o baterie de 2600 de miliamperi cu o putere de 57,72 W/h. Deci dacă stăm să calculăm foarte rapid, bateria asta te ține la putere de 100% undeva în jur de 30 de minute. Lampa asta are temperatură variabilă. O poți modifica de la 2700 Kelvin până la 6500, deci e foarte ok să o folosești cam în orice situație. Pentru interviuri și chestii gen cum filmez eu acest unboxing, eu zic că e arhi suficientă, pentru că, din nou, este foarte puternică, efectiv nu mă pot uita în ea. Bateria se încarcă prin USB-C, văd că are și in, are și out. Sunt curios de o chestie, oare îți poți încărca telefonul la ea? Dacă te rog, îmi dai și mie un cablu? Avem și cablu, ia să-l băgăm. USB-C. Iar acum să-l băgăm în telefon. Și perfect, telefonul se încarcă. Deci în cazul în care rămâi fără baterie în timpul filmării și nu folosești lumina, bineînțeles, clar o poți folosi liniștit pe post de baterie externă. Să trecem mai departe la ce avem în această gentuță. Avem câteva manuale de instrucțiuni, un service card, pentru că na, nu știi niciodată ce se poate întâmpla, adaptorul și cam atât. Geanta în care vine este identică cu cea de la varianta de 100W. La fel, avem încărcătorul la curent continuu, același mini reflector pe care vi l-am arătat și mai devreme și nu o să vă vină să credeți, efectiv, atât e lumina asta și are o putere de 60W, ceea ce e extraordinar pentru o lumină atât de mică. Mai avem
un mini trepied. E un pui de trepied, aș putea să-i zic. Am luat și un cablu USB-C la USB-C, pentru că sunt curios dacă pot folosi bateria de la lampa de 100 de W la asta mică de 60. Ia să vedem. Pornim. Pornește. Și pam. Și aceasta are reglaj pe temperatură de la 6500 de Kelvin până la 2700. Și la fel este destul de puternică. Comparativ cu cealaltă este diferența de wați. Vorbim de o lampă de 100 de wați versus una de 60 de wați. Dar asta e, mi se pare, nu știu, o poți băga absolut oriunde. Adică poți să o iei în buzunar, poți să o arunci în rucsac și clar îți faci treaba cu ea. Construcția e calitativă și are și un aspect interesant. Iar acum accesoriile. Vreau să vă arăt, cred că cel mai mic softbox pe care l-ați văzut vreodată. Eu n-am mai văzut așa ceva până acum, pentru că aceste lumini, da, au o montură specială. Aici 3, 2, 1. Nu știu dacă ați mai văzut softbox mai mic decât ăsta. Ia să vedem, este dată la 2700 de Kelvin, o dăm la 5600 și o dăm la o putere de 30%. Și dacă o pun, deja este foarte puternică. Ia să încercăm mai jos puțin. Clar, o poți folosi liniștit pentru orice review, pentru orice stil de fotografie pe care îl faci, pentru ședințe foto de portret, pentru fotografii de produs. Mi se pare extraordinar și dacă l-ai dat la 100%, clar trebuie să mergi cu ISO cât mai jos. Sincer să fiu, după ce am văzut aceste două lumini, pot să zic că mi se pare o evoluție a tehnologiei majoră. Adică dacă vrei acum 10 ani să ai o lumină de 100 de W, clar trebuia să te car după tine cu dita mai geanta, cu o lumină care clar avea 5-6 kg. Iar în 2023 avem lumini pe care le poți efectiv băga în buzunar și le poți folosi la absolut orice. Sunt impresionat și de calitate și de construcție, încă o dată de portabilitate. Avem un adaptor de la MiniZiun la montură Bowens. Îl desfacem frumos. La prima impresie, nu e calitativ, e extraordinar de calitativ. Clar nu poți să prinzi trepiedul pe lumina asta pentru că ai rupe-o efectiv. Conectezi lumina aici, iar aici poți să pui absolut orice modificator de lumină. Poți să pui un... cum am eu aici un softbox foarte mare, cred că poți să pui absolut orice lumină și să-ți faci treaba cu ea ca și main light. Pe când aceasta mică de 60 de W pentru vloguri, pentru live-uri, dacă ești genul de om care faci live și vrei ceva foarte mic care să-ți încapă în fața calculatorului, pe asta o consider genială, pentru că doar ai pus-o pe trepied, i-ai pus un softbox de care dorești tu și ți-ai făcut treaba liniștit. În concluzie, avem aici niște lumini foarte portabile pe care le poți lua cu tine oriunde. Îți poți face treaba cu ele cam în orice situație. Le mulțumesc celor de la WestBuy pentru că mi-au dat ocazia să le testez și să le folosesc la diverse proiecte. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, toate alea rele. Eu sunt Pană și noi ne vedem data viitoare. Pa!